Livrarea primului lot de ambulanțe pentru serviciile de urgență a început luni și va continua până pe 17 decembrie, urmând ca alte autospeciale să ajungă în primul semestru al anului 2019 la serviciile de ambulanță și SMURD. În plus, pentru îmbunătățirea răspunsului la urgențele cetățenilor, vor fi distribuite 242 de mașini către serviciile de ambulanță județene. 56 de ambulanțe vor ajunge în județele regiunii Nord-Est vineri 14 decembrie. Beneficiari sunt parteneriatele formate din inspectoratele județene pentru situații de urgență, serviciile de ambulanță județene și instituțiile cu atribuții în domeniul căutării sau al salvării de persoane în zone montane.